Domnului și frații mei, vă invit ca pentru câteva minute să ne îndreptăm atenția de la lumea aceasta cu toate problemele ei, cu toate dificultățile ei, să ne uităm puțin în cuvântul Domnului, să luăm un timp pe care să-l dedicăm studiului Scripturii. Și vă invit pentru câteva minute să deschidem Scripturile în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, cu versetul 35, unde cuvântul Domnului spune așa: mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Trăim într-o lume care este plină de întuneric. Deja atâtea probleme, atâtea boli, atâta suferință. Și oamenii se întreabă încotro e lumea aceasta? Încotro mergem noi? Oamenii sunt speriați pentru că nu știu ce le rezervă ziua de mâine. Dar noi, care avem cuvântul Domnului, putem fi astăzi o făclie aprinsă, putem fi astăzi un mesaj de speranță pentru cei de lângă noi. Povestea un băiat de experiența avută de el într-o tabără de copii. Era acolo să juca cu mai mulți copii de vârsta lui și din cauza că nu s-a părut ceva corect în acel joc, a vorbit urât cu un din prieteni. L-a auzit și pastorul vorbind, dar pe moment nu i-a zis absolut nimic. Însă, când s-a terminat jocul, a mers acolo și a zis, a mers acolo unde era el. L-a luat deoparte și a zis: Andrei, vreau să vorbesc ceva cu tine. Vreau să întreb ceva. Da, frate pastor, spuneți. Andrei, dacă ai auzit pe un băiat vorbind engleză, ce ai spune despre el? Păi, frate pastor, a spune că e englez. Și dacă ai vorbit spaniolă, păi aș crede că e spaniol. Și dacă un copil care se declară copil al lui Dumnezeu vorbește urât și nu are un limbaj potrivit a ceea ce Dumnezeu dorește de la el, ce ai spune despre el? Și Andrei a lăsat capul jos, rușinat, pentru că a știut la ce se referă pastorul, pentru că în acea joacă nu a rostit cuvinte care se facă cinste unui copil al lui Dumnezeu. Frații mei, într-o lume atât spuciumată, suntem invitați să rostim cuvintele lui Dumnezeu, să ne punem încrederea în Dumnezeu, e să luăm pe El puterea noastră, sprijinul nostru și El să fie Cel care ne va da cuvintele potrivite pentru fiecare situație în parte. Pentru că atunci când ne vor vedea oamenii, să nu mă vadă pe mine, să pe dumneavoastră, să-L vadă pe Hristos în noi. Pentru că Hristos ne-a spus: mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, pentru ca astăzi, prin Hristos, cu ajutorul Lui, să putem lumina. Amin.